Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre raportul pe care l-au făcut public reprezentanții IDIS Viitorul pe parcursul zilei de ieri. Aspectele ce țin de nivelul de viață, precum și despre opțiunile politice ale acestora, vom încerca să discutăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Valeriu Reniță, jurnalist, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, și Victor Gureu, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Domnule Reniță, haideți să pornim de la faptul că un asemenea raport care a fost oferit pe parcursul zilei de ieri de către reprezentanții IDIS Viitorul se vrea a fi o radiografiere a societății. Este așa? Ați regăsit acolo principalele probleme care se confruntă cu cetățenii noștri? În general, este un raport obișnuit, adică nu se deosebește mult de rapoartele care le fac alte organizații. Am văzut în sondaj cam același set de întrebări pe anumite probleme care le pun de obicei institutele sau casele noastre de sondaje. Eu aș spune că este un lucru obișnuit. Sigur că el a fost probabil în primul rând marcat de faptul că deci de un factor puternic politic legat de faptul că nu de mult au avut loc alegerile prezidențiale. Și cred că anumite lucruri care țin de anume de politică, mai ales de alegeri, de partide, sigur că au fost influențați puternic de acest factor. Atunci când concetățenii noștri au fost întrebați dacă cred că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau greșită, 61,6% au zis că este o direcție greșită. V-ați așteptat la o asemenea percepție? Pentru că de aici se începe o șir de probleme. În sondajul trecut, ultimul care a fost făcut la comanda altei organizații, hai să nu le facem publicitate chiar la toate organizațiile obștești care fac. Deci era mult mai mare. Deci procentul de răspuns la această întrebare. Pentru mine, să vă spun sincer, această întrebare este o întrebare paradoxală. Este o întrebare care de fapt are mai multe răspunsuri sau nu are niciun răspuns. Dacă, de exemplu, ar fi sunat întrebarea sunteți nemulțumiți de viața care vă înconjoară, în genere, pe ansamblu. Da. Atunci eu aș înțelege. Ce înseamnă a întreba un om comun dacă țara merge într-o direcție greșită ori nu? Deci, de obicei, oamenii la noi arată în două direcții, încolo ori încolo. Deci, la sud, la vest ori la est. Greșit pentru care opțiune? Ce vrea să însemne asta? Că e o direcție greșită. Uneori, cei care merg, cum este, de exemplu, dacă luăm în întregime Europa, ei au mers într-o direcție bună până acum și la un moment dat s-au izbit de problema asta cu migrația. A fost corectă mișcarea lor până acum. Dacă, deci o mișcare bună duce la un impas, iar uneori o mișcare deci, greșită aparent, duce la un noroc oarecare. La un succes. La un succes. Domnule Gureu. Nu zic noroc pentru că deci când așa urmezi, orbește, numai norocul te poate salva. Domnule Gureu, mergem în direcția corectă sau în cea greșită? Nu putem răspunde tranșant la această întrebare din punct de vedere a răspunsului dorit de către cineva. Pentru că este necesar să punctăm două elemente clare. Vă rog. În primul rând, acest raport se cere a deveni o carte de vizită în măsurările sociologice în urma faptului că unii comanditari și-au dat falimentul și nu mai comandă. Este și asta o afacere, deoarece casele de sondaje îndeplinesc comanda cuiva. IDIS Viitorul este comanditar. Și trebuie să punctăm că măsurările sociologice au fost făcute de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBSA, AXA. De ce? Pentru că și celelalte măsurări sociologice erau făcute de câteva case de măsurări
adică pe care noi le cunoaștem. Prin ce diferă această măsurare de alte măsurări? Spuneți, chiar aici. În primul rând, prin faptul că este acordată o atenție mult mai sporită blocului social pentru a cataloga cumva percepția cetățenilor asupra, ori a măsura percepția cetățenilor asupra unor inițiative venite din partea guvernului, venite din partea opoziției, venite din diferite direcții, adică din partea societății civile și așa mai departe. Al doilea element cheie este faptul că s-au pus întrebări ce ține de un bloc important, cum ar fi reforma sistemului de pensii, care, să nu ne ascundem după o perdea de fum, este într-o stare destul de deplorabilă, și care este percepția cetățenilor la acțiunile actualelor guvernanți. Și totodată, evident că primind răspuns la blocul social, la blocul politic, noi putem vorbi în comparație despre cifrele care arată direcția este corectă ori direcția este greșită. Ce însumează această percepție direcția greșită? Adică politicile statului, la nivel instituțional, sunt greșite și nu aduc plus valoare adăugată la bunăstarea cetățenilor. Colegul a menționat, colegul Reniță, da, comparativ cu măsurările sociologice anterioare de anul trecut, care arăta o marjă de circa 86% al cetățenilor care percepeau drept direcție greșite, situația a devenit într-o măsură sau mai mare sau mai mică, adică și-a schimbat trendul. Adică a început să scadă marja ori cuantumul celor care socot că direcția este greșită. Asta putem menționa la nivel de percepție și de trend. Celelalte răspunsuri, blocuri, sunt tot foarte importante, deoarece există un bloc important ce ține de domeniul politic, și anume întrebări directe care n-au vrut experții să le comenteze, dar sunt importante pentru analiza politică, dacă țara este guvernată de voința poporului și dacă forma de guvernare, adică spectrul instituțional, capacitatea este de a răspunde la necesitățile cetățenilor ori de a nu răspunde. Și în acest context avem unele surprize interesante. Domnule Reniță, da, vă rog, spuneți. Eu aș fi de acord. Probabil că asta au în vedere. Deci dacă cineva se aprofundează în materialul ăsta sociologic, dar eu vorbesc de percepția omului comun. Dacă el ulterior este întrebat, este o întrebare foarte clară și exactă, de ce percepție are vis-a-vis de Parlament, da, guvern, dacă ați văzut, da, și deci instituția prezidențială, și el spune acolo și se vede procentul. De ce are nevoie deci omul care e autorul sondajului să mai pui întrebarea, o întrebare atât de generală și abstractă, în același timp merge țara în ce direcție? Este o întrebare foarte interesantă. Merge odată cu pământul, ne rotim în da, este o întrebare foarte interesantă, deoarece trebuie să recunoaștem că aceste măsurări sociologice întotdeauna sunt întrebuințate pentru manipularea opiniei publice. Asta da, de asta asta este un adevăr și noi trebuie să-l spunem cetățenilor. Noi trebuie să le lămurim cetățenilor că răspunsurile date la alte întrebări ce ține de percepția capacității instituționale a guvernului, a parlamentului, a instituțiilor statului per ansamblu, dau răspuns la întrebarea care este direcția. Totodată, entitățile politice întrebuințează aceste șiretlicuri pentru a spune noi nu mergem în direcția corectă, adică au în vedere vectorul integraționist ori vectorul de dezvoltare economico-financiară, fiecare are capacitatea de a comenta și a da diferite răspunsuri. Victor, dacă e pentru manipulare, atunci e clar. Domnule Reniță, da, cele trei probleme, corupția, nivelul salariilor și pensiilor și lipsa locurilor de muncă. Haideți să începem de la corupție. Dumneavoastră, în calitate de jurnalist, poate ne spuneți mai exact de când noi încercăm să reformăm sistemul judiciar și de când luptăm cu corupția. De ce totuși se regăsește de fiecare dată ca problema majoră? Din cauza că noi pentru a
lupta cu corupția, avem nevoie de două lucruri, de cadre noi care s-ar conforma reformei și de salariu pentru aceste cadre. Noi nu avem nici una, nici alta, deocamdată. Da, pentru judecători s-a ridicat un pic salariu, dar judecătorii sunt numai o parte din sistemul de justiții și deci au rămas multe cadre vechi. Deci de obicei când se spune despre că judecătorii sunt corupți, deci avem tot timpul rezerva și judecătorii și chiar cei care comentează întotdeauna spun nu toți sau majoritatea nu-s. Majoritatea nu-s, dar fenomenul corupției, deci da. Vedem că este, de fapt se dezvoltă, este în dezvoltare. Așa cel puțin percep oamenii și vedem și după acest sondaj că este așa. Deci eu consider că atâta timp cât funcționarul public nu va avea un salariu bun, polițistul nu va avea un salariu bun și toți cei care fac parte din sistemul justiției nu vor avea un salariu bun, dar și pedepse extraordinari de mari în momentul când el a întins mâna după mită, deci nu se va întâmpla nimic. Deci întâi trebuie, dar asta este foarte greu. Mă întrebați de ce e așa de greu. Dar dacă noi nu avem acum rezerve sau nu știm unde să le căutăm ca să dăm un salariu bun la toți. Ce înseamnă un salariu bun în viziunea noastră? Păi un salariu bun, cum să vă spun, acum... Pornind, poate... Hai să ne luăm după tineri ăștia care își caută acum de lucru. El spune că dacă nu am un 10.000 de lei la mână, nici nu mă duc, un tânăr. Deci eu cred că un om cumpătat n-ar spune mai puțin sau cel puțin tot atâta. Domnule Gureu, rămân și în optica dumneavoastră aceleași trei probleme, corupția, nivelul salariilor și pensiilor și lipsa locurilor de muncă, care, apropo, cea de a treia se regăsește la mai multe întrebări. Eu dacă după asta o să spun că eu nu sunt de acord că asta este cea mai mare problemă. Da, spuneți, domnule. Ele rămân pentru că percepția cetățenilor este la nivel nu numai de domeniul justiției. Da. Cetățeanul înțelege foarte bine că niciun funcționar public nu trăiește cu 2.500-3.000 de lei. Este o chestie simplă, foarte simplă. El nu-și direcționează atenția asupra problemelor complexe, majore. El își direcționează atenția asupra faptului că știe care este bugetul familiei sale, care e efortul depus de cetățean pentru a-și acoperi cheltuielile bugetului familiei și el din start spune, domnule, dar cum își acupără cheltuielile? Acest politician cu 7.000 de lei parlamentar ori membru al guvernului, când numai coafura unei doamne și manicura costă mai mult lunar. Evident că imediat răspunsul. Percepția este și la nivelul acțiunilor simple, de banale. Adică înțeleg destul de bine că niciun medic, niciun vameș, niciun alt lucrător din domeniul bugetar nu-și poate acoperi necesitățile familiei. Domnule Gureu, dar cum acoperim cheltuielile unor familii de pensionari? Cu 3.000 de lei, nu știu, zic și aici eu. Este problema, la asta am vrut să ajung, da. Pentru că rezultatul pe care îl avem la aceste întrebări este fix proporțional la altă întrebare interesantă. Și anume, întrebarea că corect primesc pensii de invaliditate un specificator întreg de cetățeni. Și fix aceeași măsură, circa 53% spun că nu, pentru că ei cunosc destul de bine și ei dau răspunsul, circa 60%, că numai prin diferite șiritlicuri, iar tot experții au dat informația că conform unor măsurări, circa de la 200.000 până la 400.000 de cetățeni în Republica Moldova primesc pensii de invaliditate. Așadar, cetățeanul trece prin propria experiență, faptul, și dă răspunsul că corupția rămâne cel mai important. La nu capitolul... sunt de acord cu capitolul lipsa locurilor de muncă. Pentru că la momentul actual noi avem locuri de muncă bine plătite. Cu părere de rău, nu avem capacitate profesională
pentru a suplini aceste locuri de muncă și la toți antreprenorii care se ocupă de domeniul infrastructurii, investiții străine și așa mai departe, există această lipsă de forță de muncă calificată. Domnule Gurău, vreau o specificare aici, să revenim un pic la pensiile de invaliditate. 38 întreg și 3 zic că au cazuri atunci când prieteni, rude, alte cunoscuți beneficiază de pensii de invaliditate fără a avea o problemă de sănătate. Este legător la cer? Aici este corelarea între, adică raportăm aspectul de corupție, da, corupția în interiorul sistemului care dă permisibile, documente permisibile pentru a deveni invalid, și al doilea element important, că recurg unele persoane, unii cetățeni, la astfel de șiretlicuri și ilegalități pentru a-și acoperi necesitățile de familie. Păzea, această problemă este majoră, ea are un impact major și asupra întrebărilor ce țin de blocul social, deoarece colegul are perfectă dreptate. Noi ne putem dori ca aceste întrebări să fie reflectate corect și rezolvate corect. Există oare capacitatea și resursa necesară pentru a face acest lucru? Domnule Reniță, ați dorit să completați ceva pe marginea celor discutate? Eu spun că casele de sondaje de mult timp, deci practic ne fac agenda problemelor. Deci și le pun în prioritățile care le consideră ei. Și uneori, deci ei dispută cu autoritățile și centrale și locale aceste priorități. Nu întotdeauna sunt de acord. Și ar fi totuși probabil în primul rând de rolul lor ca în agenda problemelor și în printre priorități să apară probleme cu adevărat primordiale. Deci primordial nu este ceea ce se întâmplă acum cu noi. Primordial este la ce vrem să ajungem. Dacă ne propunem că noi suntem o societate de tranziții, vrem să depășim ceva, vrem să depășim o criză și să ajungem la ceva, atunci trebuie să vin aici ca întrebare primordială și prima, nu faptul că în ce direcție mergem, greșită ori nu greșită, dar trebuie să fie ceva legat de visul acestei societăți. Ce vrem noi să devenim? Pentru că o societate care nu are un vis, deci nu are deci un concept de dezvoltare, nu are concept de dezvoltare, nu are strategii de dezvoltare, nu are strategii de dezvoltare, nu are sarcini. Deci, în cazul ăsta, eu aș crede că le-aș sugera, nu știu dacă am dreptul sociologilor, totuși să gândească la întrebarea asta. Și a doua întrebare care ea, de fapt, întotdeauna distruge conținutul și răspunsurile altor întrebări. Deci, noi ne-am propus în 1991, atunci când ne-am declarat stat de drept și democrat, să conducem, să trecem de la o conducere practic autocrată, așa, a unui guvern care rezolva tot și răspundea de tot, la o conducere colectivă. Și, de fapt, primul parlament, prin discursurile, prin declarațiile sale, prin noile legi, a adresat întregii societăți oferta de a conduce colectiv, pe care societatea o respinsă și până azi o respinge. Deci ea vrea ceea ce vroia dintotdeauna. Deci voi nouă, adică societății, oamenilor, să ne dați învățătură gratis, deci ăsta ea, tratament, medicină gratis, voi să ne faceți drumuri, voi să ne aduceți și nu, restul nu-i treaba mea. Păi, dar care-i treaba? Ce fel de stat ne-am propus noi să facem? Dacă societatea este de acord că noi facem un stat de drept și ea vine uneori la proteste și spune lucrul ăsta, păi trebuie atunci să încerci a-ți face datorii, a conduce colectiv, a face presiuni zilnice și permanente asupra puterii locale, în primul rând. Lucrul ăsta tot nu apare în sondaje. Discrepanța asta dintre ceea ce vrea statul și drept și despre societatea noastră adormită. Lucrurile astea trebuie puse în discuție. Domnule Reniță, haideți încet să ajungem și în albia aspectului politic, ceea ce spunea și domnul Gurău. Dar până da, vă rog, spuneți. Noi trebuie să le spunem cetățenilor faptul împlinit. Cetățeni, da, statul suntem noi.
Puterea este un jug întotdeauna. Și noi trebuie să îi impunem puterii ca doleanțele cetățenilor să fie luate în calcul. Și există un capitol în această măsurare la care cetățenii se expun ce ar trebui să facă instituțiile statului, da, președinția, parlamentul, guvernul, care sunt întrebările majore. Și eu am rămas puțin șocat de unele întrebări, pentru că noi avem totuși niște cetățeni maturi, dar cetățeni care își declină dreptul și obligația de a fi cetățean. El așteaptă de la putere, adică vorbim stat, abstract, dar când este vorba despre responsabilități și obligațiuni, el își declină acest drept și obligațiuni și îl îndreaptă către instituțiile statului. Dar poate într-o oarecare măsură există logica, pentru că noi prin vot îi delegăm, fie în parlament. Dar totuși rămâne putere statul, suntem noi, cetățenii, pentru că de noi, de fiecare în parte, depinde care va fi valoarea adăugată. Și am vrut să ating o întrebare foarte interesantă. Unul din răspunsurile cheie, să pedepsească cu închisoarea pe cei care au furat, să readucă cinstea și onestitatea Republicii Moldova. Dar noi unde suntem? Oare ei nu mai trebuie să readucă și să-i bage la dubă? Noi, fiecare dintre noi, trebuie să depunem efort. Adică să oprească, să stopeze corupția. Păi noi dacă punctăm că corupția este cel mai mare flagel, iar corupția este în sânul instituțiilor statului, cum noi ne așteptăm ca ei să-și dea peste mână singur sie? Noi suntem cei care trebuie să venim cu acțiuni concrete pentru a stopa acest flagel. Și aici are dreptate colegul. Această discrepanță de răspunsuri ne pune în gardă. Domnule Reniță, poziția dumneavoastră la faptul că noi delegăm până la urmă Parlamentul sau membrii Parlamentului și de aceea, într-o oarecare măsură, telespectatorii noștri ar zice că avem și acest drept moral să-i trecem la tablă din când în când? Păi au dreptul, dar atunci când votează partide, deci ei, din păcate, nici nu pot pune problema retragerii mandatului dacă nu îi reprezintă. Partidul este o chestiune, cel puțin așa cum arată la noi în Republica Moldova, care nu poartă responsabilitate practic în fața celor care i-au votat. Sau poartă o responsabilitate destul de virtuală, practic imperceptibilă. Da, spuneam că este interesant și aspectul ăsta politic și haideți să pornim de la faptul cine credeți că se face vinovat de situația dificilă din țară. Lumea zice că grupările de oligarhi și guvernările anterioare. Cum s-ar explica fenomenul ăsta? Noi vorbim până la urmă de grupări oligarhice, dar până în final nu avem condamnări, nu avem... De fapt, cum? Răspunsul este în mare parte corect, dar răspunsul este în mare parte și destul de laș. De ce? Pentru că omul când răspunde la întrebarea asta, singur nici nu vrea să poartă niciun fel de responsabilitate. Sigur că întotdeauna poți da vina pe trecut, pe guvernările trecute, asta e cel mai ușor, dar e absolut lipsit de perspectivă pentru dezvoltarea unei societăți și pentru chiar dezvoltarea omului. Dacă te uiți mereu în trecut și cauți de ce, dar nu-ți pui întrebare ce trebuie să fac ca să evoluezi, atunci rămâi pe loc, așa și în societate. Și cu grupările de oligarhi. Da, ați văzut că și la noi 5% trăiesc foarte bine, reieșind din... Nu-i numai răspunsul la aproape toate. Și o să vă spun de ce. E o legitate că 5% trăiesc bine. Pe tot locul, pe glob. 5% din populația pământienilor, din populația globului, dețin 95% din bogățiile globului. Și invers. Și e natural, nu e numai la noi așa. Nu este o cifră eronată până la urmă. Nu, întotdeauna sunt un 5% în orice societate care trăiesc nu cât bine, dar foarte bine, atât de bine încât, așa cum spuneau și la sondaj comenta
unul din autorii sondajului, că au pierdut relația cu realitatea. Și într-adevăr e așa, pentru că deja au atâția bani încât trăiesc din rente bancare sau, știu eu, din alt fel de rente și alții fac lucruri pentru dânsul, deci ei nu mai se bucură de rezultatele muncii sau investițiilor care le-a pus odată. Mă rog, noi trăim într-un sistem care justifică asemenea fel de dar nu existență. Dar nu vi se pare straniu plasarea practică în același context a fostilor guvernări și a oligarhilor? Până la urmă nu am, acum, bine, nu am extras care, procentajul, dar care este problema? Foarte aproape. Oligarhii, deci, oligarhii au fost numiți în ultimul timp oligarhii. Eu nu știu dacă așa să ne gândim exact dacă suntem noi într-un sistem oligarhic ori nu. Le dau dreptul specialiștilor în probleme financiare și politologice să-i spună mai clar în această problemă. Eu îi zic, pentru a fi mai simplu pentru deci, telespectatorii noștri, că întotdeauna au fost, de la 91 încoace, întotdeauna au fost oameni bogați. Poate că azi ei au devenit mai bogați. Întotdeauna oamenii bogați din umbră au putut influența mersul lucrurilor în guvern, în parlament, în țară, în general. Deci ce descoperire am făcut noi? Niciuna. Pur și simplu, societatea, implicit presa, a ajuns la un nivel în care critică mai dur acești oameni care s-au căpătuit. Fie că onest, fie că nu. Vă spun, trăim într-un sistem în care dacă deci omul nu-i poți demonstra că el s-a căpătuit ilegal, nu poți să-i spui nimic și nici nu ai dreptul. Bine, și atunci care e problema? Poți să dai vina pe ei cât dorești. Asta nu prea schimbă lucrurile. Și dacă răsturnă un oligarh, nu face regulă în țară. Înțelegeți? În locul oligarhului doborât, deci sfiatul miestul pustă nebăvaie. Vine altul. Problema spune altfel. Deci problema spune sistemic. Ce facem noi cu societatea, cu relațiile din societate, cu sistemul electoral, cu alte lucruri care deci de care depinde sistemul politic și economic și la mutarea cărora, factorilor, elementelor, se schimbă ceva în societate. De faptul că închizi un oligarh nu schimbă mare lucru în societate. Dar este o satisfacție temporară, așa cum după închiderea lui prim-ministrului Filat, deci societatea, într-un fel, a spus că și-a luat o piatră de pe spate, că deci nu mai este așa. Deși el era și o parte, el nu era pur și simplu oligarh Filat, el era și o parte activă, un element foarte activ din sistemul economic și înlăturarea lui sigur că a rezolvat, a simplificat anumite chestii. Dar pur și simplu să lupți cu oamenii bogați, așa cum a demonstrat istoria, deci nu prea are sens. Nu prea are sens. Pentru că dacă rămâi într-un sistem capitalism, capitalismul generează mereu oameni bogați și sărăcii. Domnule Gurău, vreau să vă întreb, în cadrul acestui sondaj au fost puse câteva întrebări pe care ați remarcat și dumneavoastră, după părerea concetățenilor, ce fel de statut ar trebui să aibă Republica Moldova, Republică Prezidențială sau Republică Parlamentară? 57% au spus că Republică Prezidențială. Cum ar putea fi explicat acest lucru? Explicațiile sunt foarte simple. Noi trăim într-o țară patriarhală, creștin-ortodoxă. Și ceea ce am discutat anterior, adică cetățeanul este deprins ca de dânsul să aibă grijă tătuca. Adică trebuie să fie un stăpân în țară. În cercurile criminale spune de pahan. În societățile normale există forma de guvernare. Luând în calcul, și revenim la întrebarea precedentă, luând în calcul că totuși grupările de oligarhi, și aici este corect ceea ce au punctat cetățenii, ce înseamnă a fi un oligarh? A deține nu numai puterea economică, dar și puterea politică. Când întrebuințezi pârghiile instituțiilor statului în folos individual și de grup îngust. Noi, la momentul actual, percepția este corectă. Am avut și încă predomină un sistem politic închis. Când grupările oamenii bogați au venit în politică și au pus stăpânire pe instrumentele de bază ale societății. Care sunt ele?
puterea întâi, legislativă, puterea doi, executivă, puterea trei, judecătorească, puterea patru, presa. Aveți întrebări? Cum sunt controlate toate aceste instituții și care este percepția cetățenilor? Au fost vreodată altfel? Eu vreau să vă aduc aminte. Spuneți. Că schimbarea schimbarea puterii în timp de 4 ani, după 4 ani de zile de guvernare, este o normalitate, este instrumentul principal al democrației. În condițiile când oligarhii vin la putere, și este corect exemplul cu ex-prim-ministru Filat, care a încercat să întrebuințeze instituțiile statului pentru interesul de grup îngust și individual. Și cu ce s-a sfârșit asta? Noi cunoaștem. Sunt și altele care vin încă din anii 90 și care au încercat. Să ne mai amintim despre guvernarea din 2001 până în 2009, care într-o măsură mai mare sau mai mică a fost un sistem de început al cristalizării acestei situații pe care o avem. Pentru că democrația este un set de instrumente care dă posibilitatea cetățeanului de a face alegerea corectă. În momentul când noi recunoaștem că chiar și aceste măsurări sociologice sunt instrumente de manipulare a cetățeanului, noi ne dăm destul de bine seama cât de avansat este tehnologia manipulării, dar asta se obține în urma cristalizării acestui sistem oligarhic. Guvernele anterioare, este o percepție corectă, pentru că a fost condamnat un ex-prim-ministru, un cap nu numai al unei principale instituții în stat, dar și președintele partidului majoritar aflat la guvernare. Cum poate să perceapă cetățeanul? Da, două exemple care, da, vă rog, spuneți, care răstoarnă închipuire, care în general, da, ce ai spus tu, e general acceptat. Da, deci democrația trebuie să țină cât mai departe influența și abuzul oamenilor bogați, să nu influențeze politicul. Bine, unul din cei mai bogați oameni din Statele Unite ale Americii, Trump, devine președinte. Și care este reacția altor țări? Nu are importanță. Paradox. Are importanță. Paradox. Deci IPP, Institutul de Politici, da, de la noi, publice. Deci publice, a făcut întotdeauna toate sondajele la care te referi tu, da, pe banii unui din cel mai bogat om din lume. Corect, Soros. Am recunoscut că este un instrument de manipulare. Soros. Eu nu știu dacă e de manipulare ori nu, dar se bate cap în cap, pentru că oamenii bogați azi au influență și nu numai la noi în țară, peste tot. Presa este la fel. Eu vorbesc foarte clar. Influența este admisibilă. Întotdeauna în toate țările civilizate se face un lobby civilizat, corect. Eu vorbesc despre participarea nemărginită a persoanei fizice la procesul politic, care nu mai are necesitatea de a face lobby prin instrumentele democratice, dar singur, având jilțul și fiind în postură principală și cap al instituției statului, pune mașinăria statului să lucreze nu în folosul cetățenilor, a tuturor. Da, eu înțeleg. Dar boala asta este în sângele capitalismului. Înțelegi? Da. Sângele capitalismului, finanțele circulă și el are mereu boala, microbul ăsta, oligarhie. Corect, dar pentru asta sunt instrumentariile necesare pentru a nu da posibilitatea ca acest sistem democratic să fie contaminat. Churchill ce spunea? Democrația nu este cel mai bun sistem, dar altceva mai bun până când nu există. Domnule Reniță, 93 întreg și 8% sunt de părere că președintele țării trebuie să fie ales direct de către popor. Acest lucru se explică după această campanie prezidențială? Nu, și înainte. Deci, faptul că domnul Dodon a fost ales președintele, da, s-a datorează în mare parte, deși prin anumite, deci, buclucuri au trecut, șicane și buclucuri au trecut ideea asta, deci uneori influențată, alteori
pur și simplu propagată sau exprimând voința poporului, și până la urmă domnul președinte Dodon a fost ales anume din voința poporului, că poporul a spus nu odată. Și partidele, dacă își aduc bine aminte, marele partide noastre parlamentare, nu odată înainte de alegerile parlamentare, pe urmă uitau, spuneau că da, e timp, ar fi bine, că s-a făcut o greșeală, așa mai departe. Acum, eu cred că poporul niciodată nu o să renunță la chestia de a își vota direct președintele. Totuși este o întrebare foarte importantă, deoarece revin la ideea că trăim într-o țară patriarhală și cetățenii sunt deprinși, adică tradițional. Al doilea element important, ceea ce s-a întâmplat din 2009 până în 2016 a lăsat o amprentă adâncă în mintea oamenilor, adică răspunsul la întrebarea anterioară, grupările oligarhice, adică totuși cine răspunde? Pentru că ei cunosc destul de bine, partidele răspund politic, iar responsabilitatea întotdeauna este individuală și ei individualizează. Adică ei așteaptă că cel care este votat de ei să rezolve problemele lor. Aici și formula. Responsabilitatea personală. Responsabilitatea personală. Și dacă atrageți atenția și la următoarea întrebare cu sistemul electoral, adică cetățenii își doresc un sistem altul electoral care ar da posibilitatea să responsabilizeze și aleșii din Parlament. Pornind de ce? Pornind de la aceeași idee. De ce? Pentru că ei vor ca obligativitatea și responsabilitatea să fie individualizată, personalizată. Fac o singură remarcă. Vreau. Pe data de 30 mai 2016 am făcut o conferință de presă și am punctat foarte clar ca o inițiativă din partea centrului Alternativa pentru Moldova, în care am punctat clar. A face ordine în Republica Moldova este posibil numai prin schimbarea sistemului electoral și introducerea unui sistem prezidențial. De ce? Pentru că, în primul rând, are o aderență majoră în rândul cetățenilor, într-al doilea rând, personalizează obligativitatea și responsabilitatea și, într-al treilea rând, divizează foarte clar, adică care este puterea executivă și care este puterea legislativă, care dă posibilitatea să răspundă la principalele întrebări din societate. Cu părere de rău, la momentul actual, avem răspunsurile pe care le avem. Grupările de oligarhi sunt cuțitul și pâinea în statul Republica Moldova. Domnule Reniță, personalitatea politică din Republica Moldova, în care lumea are cea mai mare încredere, este președintele țării. Iarăși vă întreb, e și firesc să se întâmple așa? E firesc. V-am spus de la bun început că multe lucruri, multe răspunsuri din sondaj sunt puternic marcate de acest eveniment politic, alegerile prezidențiale. Și evident există acum o foarte multă lume, cei care l-au votat și cei care nu l-au votat, dar pe urmă le-au părut poate rău că nu l-au votat. Deci toți aceștia acum deocamdată, cel puțin că nu a trecut mult timp de la lege, mai păstrează entuziasmul, optimismul, încrederea. Domnule Reniță, dar nu vi se pare straniu că ei așteaptă să creeze președintele noi locuri de muncă, să dezvolte economia într-o situație în care nu prea găsește limbă comună cu guvernul și parlamentul? Iată, bine, 63% spun că vor locuri de muncă. Există atribuțiile legale, constituționale a președintelui și există percepția cetățeanului, imaginația lui despre ce este un președinte, cum a spus colegul meu, tata statului, patriarhul. Deci, din cauza asta, ei cred că el poate orice. Eu cred că, într-adevăr, președintele ar putea multe dacă ar conlucra liniștit cu guvernul și cu parlamentul, mai ales cu guvernul. S-ar putea face multe lucruri și eu cred că, deci, acum la început, singur, sunt multe lucruri
care conduc la confruntări este abia un început, deci organismele trebuie să mai aibă, deci să parcurg, mai aibă timp pentru a să parcurg un anumit timp, un anumit drum, să uzeze, să facă rodaj și unii și alții pentru ca să poată înțelege la anumite lucruri. Nu se poate conduce mereu în confruntări. Este un element însă foarte important aici. Noi trebuie să punctăm că acestea sunt așteptări. Da. Și trebuie să îi preîntâmpinăm pe cetățeni care nu cunosc foarte bine cei ce scrie buchea Constituției, legii supreme și, cum a menționat și colegul, care sunt împuternicirile unei instituții sau alte instituții. Da, oricum Victor o să fie dezamăgiți. Chiar dacă o să le explicăm. Noi trebuie să le spunem de acum, din start, să le explicăm că astfel de așteptări au fost și în 2009. Și în 2010. Și o spune cetățenia și, ca să înșierte. Da. În același timp, noi nu trebuie să dăm într-o parte procesul de luptă politică. Ne așteaptă o confruntare peste un an și ceva, care, cu părere de rău, cred că s-a început de pe acum. Și vreau să cred, vreau să fiu optimist, că cei care conduc instituțiile statului, inclusiv și conducătorul instituției prezidențiale, nu se va deda emoțiilor excesive și va conlucra cu celelalte instituții ale statului ca să nu avem o confruntare instituțională. De ce? Noi am avut confruntări instituționale foarte multe, la nivel de guvern, la nivel de parlament, la nivel de președinție. Și asta nu dă plus valoare adăugată nimănui. Poate cuiva îi se pare că unele lozinci, unele acțiuni populiste pot aduce plus de valoare adăugată politică. Pe termen scurt, da. Dar îmi pun întrebarea, vor avea ei capacitatea să țină această flacără, ori această speranță a cetățenilor aprinsă până în toamna la 2018? Eu cred că nu. De aceea numai succesele comune pot face ca noi cu adevărat să obținem ceva serios la nivel de stat, la nivel de țară. Domnule Gureau, mai avem 4 minute, cred că, în cadrul acestei emisiuni. Vreau să ne mai pronunțăm pe marginea unei întrebări care cel puțin mie mi-a stârnit curiozitatea. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru care partid nu veți vota nici într-un caz? Partidul Liberal 46 întreg și 0 și Partidul Democrat 43 întreg și 8. Cum s-ar explica? Foarte simplu. Cum zic moldovenii, și-au trăit raiul și-au mâncat malaiul? Este un procentaj destul de normal, el se numește un anti-rating, și cetățenii plasează pe umerii acestor partide o parte din responsabilitatea, pentru că sunt și alte partide care duc responsabilitatea individuală, politică, pentru cei ce s-a întâmplat din 2009 până în 2016. Totodată, vreau să vă atrag atenția asupra acelor cifre despre care am vorbit, adică micșorarea numărului celor care vorbesc despre direcția greșită de la 87 la 62, și revin la ideea, o conlucrare serioasă între instituțiile statului, ridicarea bunăstării cetățenilor, ca cetățeanul să simtă cu adevărat că instituțiile statului lucrează pentru el și nu pentru om, noi știm care este omul cela, nu trebuie să dedea emoțiilor. Aceste partide, unele din ele vor muri și Dumnezeu să le spună veșnică pomenire. Domnule Reniță, PL și PD se află la periferia arenii politice deja? Aceștia, așa ar putea fi decodificat mesajul? E o fotografie doar a realității de azi, cum v-am spus eu, puternic marcată de alegeri. Dacă vă aduceți aminte, sigur că vă aduceți aminte, deci Partidul Democrat și-a scos candidatul care era destul de puternic pe parcursul, deci cu 2 săptămâni înainte de sfârșitul alegerilor, și asta i-a marcat mult pe mulți. Dar răspuns scurt la întrebarea dacă duminica viitoare ar fi
ar putea fi alegeri parlamentare, răspunsul este că duminica viitoare nu vor fi alegeri parlamentare. Și ferm convins că, cum am vorbit în campania electorală, mulți vor duce responsabilitatea politică, pentru că mulți au de răspuns în fața cetățenilor. Totodată, revin la ideea, sunt așteptări. Așteptările sunt iluzii care pot foarte rapid cetățenii să deziluzioneze în cei care le dau credibilitate, cum vorbim noi în limbajul nostru, un cec în alb, impactul din prezidențialele din 2016. Nu cred că aceasta ar fi rezultatul în caz unor alegeri petrecute în Republica Moldova. Domnule Reniță, și probabil cu acest aspect vom încheia emisiunea noastră. Raportat dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, dumneavoastră, dacă ați merge la vot și sunt absolut sigur că s-ar prezenta 55-36. Îmi scapă acum, cer scuze, cifra prezentării la alegerile din toamna anului 53-36. Da, și vreau să facem o comparație între aceste două cifre. Societatea rămâne la fel de activă? Cum ați califica această cifră de prezentare? Eu nu știu ce a avut în vedere autorul sondajului. Da. Dacă el a avut în vedere alegeri parlamentare anticipate, pentru că dacă tot întrebi că dacă duminica viitoare, deci probabil nu anticipate. Probabil mai curând asta în vedere. Deci dacă ar fi anticipate, eu consider dacă ar fi mare prezența. Dacă ar fi ordinare, deci în 2018, toamna, așa le așteptăm noi, deci nu vă pot spune. S-ar putea dacă atunci va fi ca și acum, de exemplu, pornind de la perspectiva zilei de azi, aceeași stabilitate, aceeași creștere, fie și ușoară, economic, deși se așteaptă 6-5 numai în acest an. Deci dacă va fi așa, atunci s-ar putea să nu fie chiar așa de mare. Totuși există un element important aici. De obicei, toate măsurătorile arată că s-ar prezenta, ori posibil să vor prezenta, peste 80%. Cetățenii răspund, adică au o percepție și au o reacție reactivă, nu statică. Când avem alegeri, noi avem date statistice concrete. Pentru că niciun cetățean nu va recunoaște că nu merge la alegeri. Dar avem și situații la alegerile locale când electoratul practic a demonstrat absenteism. Haideți să ne aducem aminte. Da, pentru că antipatia pe care am punctat-o anterior față de partidele politice și față de sistemul electoral existent este mare. Domnule Reniță, domnule Gurău, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. V-am prezentat astăzi niște date din cadrul unui sondaj de opinie. Vă îndemn să meditați asupra lor. O seară bună!